Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Nodul Nord în Gemeni pentru martie 2020. Am pregătit cărțile și da, haideți să încep să vă spun ce am văzut în timp ce am amestecat setul de cărți pe care vreau să-l folosesc. Un set mai poetic, pentru că m-am săturat să vorbim despre spade ca despre ceva extrem de mental, pentru că sunt semne de aer care au planete în diferite alte zodii și pot să fie foarte creativ, foarte emoțional, foarte sensibil. Plus că spadele au acest potențial. Au acest potențial pe care acest set de cărți îl exploatează și îmi place. Dar haideți să vă spun ce v-a apărut în primul rând. Și simt că se leagă. Am văzut în timp ce am amestecat cărțile trei de spade și trei de cupe. Evident că asta pentru orice tarolog, cititor în tarot, atrage atenția asupra unui trio, știu că unora nu o să le convină, poate că voi nu faceți parte din aceste trio-uri, dar au fost două, de fapt am văzut trei, o să vă zic imediat de ce. Au fost trei cărți cu numărul 3 și 3, evident, înseamnă trio. 3 de spade, 3 de cupe. Unii sunteți dezamăgiți, sau, dacă nu e dezamăgire dintr-un trio, și nu neapărat trio acesta poate să reprezinte trei persoane, poate să reprezinte două persoane și încă o situație, o hobby, o activitate care distrage atenția de la această relație, într-un fel sau altul. Poate să fie chiar munca. Unii sunt căsătoriți cu munca și atunci munca se transformă într-o altă entitate. Am văzut și 3D monede lângă 10 de monede și zic eu că ar fi cazul să vă concentrați pe abundența voastră. Eventual 3 de monede înseamnă colaborare, muncă, 10 de monede înseamnă și familie, înseamnă și stabilitate în cazul în care nu aveți familie, înseamnă și stabilitate financiară, înseamnă și tradiții. Poate, nu că poate, ce obicei mi-am făcut. Foarte posibil, unii dintre voi, majoritatea, zic eu, sunteți chemați să lucrați la această stabilitate financiară. Probabil această stabilitate vă creează stabilitate emoțională. Și zic eu că se leagă aceste mesaje pentru că, apropo de construcție, ați primit ca și mesaje la oracole constructorul și conducătorul. Poate aveți de-a face cu cineva care construiește, care conduce, care este un lider, un conducător, da? Și vă inspiră să vă reconstruiți pe voi, într-un fel sau altul. Dacă acest lucru vă obosește, sunteți chemați să vă odihniți un pic, să vă relaxați din când în când și de fiecare dată, după fiecare pauză, să vă întoarceți inima către lumină. Adică, către ceea ce vreți să construiți, către idealurile voastre, nu către oboseală, nu către obstacole, că altfel niciun constructor nu mai reușește să facă nimic dacă se gândește la obstacole. Eventual reanalizați situația de fiecare dată, dar din când în când vă trebuie pauză și relaxare. Nu știu ce zodie am mai avut o zodie. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să fie chiar fecioară. Să fie chiar fecioară. Am spus că, nu știu dacă am spus, dacă nu mă repet, dar în fine, vedeți voi dacă am spus. Constructorul poate să însemne și o construcție a voastră. În contact cu un conducător, cu o persoană care vă inspiră, s-ar putea să învățați să vă construiți templul vostru interior. Sau pur și simplu, fiind cei cu ascendent în gemeni, în această perioadă cu soarele în pești, sunteți chemați să conduceți ceva, un proiect, sau să vă conduceți viața altfel, pentru că v-ați construit, ați muncit la această poziție. Și de ce spun asta? Pentru că soarele în gemeni, pentru cei care au, scuze, soarele în pești, pentru cei care au ascendent în gemeni, simbolizează un aspect pe casa carierei. Din acest motiv zic că pentru cei care aveți în mod special ascendent în gemeni, sunteți chemați să vă concentrați pe munca voastră, pe carieră, da? Ca să ajungeți în această, ia uite, aveți de învățat, trebuie să mergeți să faceți niște cursuri de perfecționare
Sau poate unii dintre voi sunteți șef la o școală sau conduceți ceva, sau pur și simplu s-ar putea să învățați despre noțiunea asta de conducere a voastră, a carierei voastre, a vieții voastre publice, dacă nu e carieră, a felului în care vă prezentați în public, unii dintre voi. Și această carte este susținută iar de cel puțin o carte, cel puțin o carte de aici. Și chiar și de aceasta. Spiritul animalelor vă aduce aminte, aveți semnul aerului, da? Ar trebui să fiți voi aici. Vă aduce aminte că trebuie să preluați energia acestei bufnițe. Foarte frumoasă energie. Toată lumea deja a învățat că bufnița reprezintă înțelepciune. Poate că ați trecut prin situații neplăcute, 3 de spade, 3 de cupe, prin întuneric sau pur și simplu toate situațiile acelea, probleme în familie, sentimentale, mentale, cu sănătatea, poate unii dintre voi, poate chiar și financiare, dacă e vorba de construcție de carieră, v-au învățat, da, să vedeți în întuneric. Și foarte frumos. Și nu doar să vedeți, să simțiți, să auziți, să aveți niște percepții extrasenzoriale deosebite. Deosebite și e mare lucru, asta vă ajută să deveniți într-adevăr conducători într-un domeniu. Poți să fiți și șef de secție sau șef de birou, da? Nu contează, sunteți mai buni decât ceilalți. Dacă vă folosiți aceste potențiale. Bine, evident, contează și ce planetă aveți în harta natală, dar am spus în mod special pentru cei cu ascendent în gemeni, pentru că soarele în pești se pune pe casa a 10-a a carierei. Și la un moment dat am zis soare în gemeni, posibil și pentru cei cu soare în gemeni, care poate au de-a face cu cineva în semnul peștilor, că e soare în pești, da? Da, am zis că suntem în zodia peștilor. Și poate această persoană vă învață ceva legat de construcția voastră, de construcția vieții voastre, a carierei, într-un fel sau altul vă inspiră. Și spun asta că la capătul setului de cărți, aici, aveți trei plane, trei cărți care sugerează contactul cu cineva în semn de apă. Pești, proscuța și, oare ce este? Nu e, castorul. Castorul, care și el, în spiritul animalelor, reprezintă o persoană care se implică total, total, construiește. Da? Asta face castorul. Construiește căsuța, relația în care este implicat. E cam a șasea carte din semnele de apă, deci ar putea aduce aminte foarte vag și de 6 de cupe, relație telepatică, emoțională, din altă viață, din tinerețe, din copilărie sau pur și simplu o relație în care vă simțiți ca acasă. Da. Dar dacă construiți, dacă treceți peste toate încercările, vă mai odihniți din când în când, mai ales că vă faceți griji, o să vă arăt de ce că vă faceți griji, unii dintre voi, odihniți-vă, că toți avem nevoie de relaxare. Duceți-vă la un masaj, la un spa, că tot avem apă, sirene. Iar poate prezența cuiva, unui semn de apă, să vă relaxeze într-un fel sau altul, vă scoate din gânduri. Această prezență vă scoate din niște energii marțiene pe unii dintre voi, acel peștișor care vă oferă toate dorințele, trei dorințe, nu toate. Iar broscuța, am vorbit despre broscuță de multe ori, 9 de cupe, o satisfacție, o bucurie mare, o ploaie de miracole și de transformări, de sănătate, orice vă doriți voi, dacă continuați să găsiți lecțiile. Da. Lecțiile, să le transmiteți, că asta face semnul de aer, transmite și să construiți și voi și împreună cu cine simțiți voi, cu cine simțiți voi, trei cărți de aer, de apă, trei cărți de apă. Ar mai fi ceva de spus? Pentru că am zis, am văzut 3 de spade, 3 de cupe, 3 de monede. Am vorbit despre triouri sau despre dezamăgiri, dacă nu sunt triouri în dragoste, pot să fie dezamăgiri. Dintr-un punct de vedere. Variază de la persoană la persoană, pentru că nu toți cei care ascultați aveți aceleași aspecte planetare, e normal. Învățați să vă iubiți așa cum sunteți. Love who you are. Să înțelegeți, apropo de constructor și de înțelepciune,
Să înțelegeți că sunteți într-o călătorie spirituală toată viața. Sunteți într-o transformare, numărul 8. Ah, mâine e 8 martie, ce frumos, da? Să zicem că, să sperăm că această etalare este cadoul meu pentru voi și nu doar al meu și al, eu știu, îngerilor voștri protectori. Să sperăm că o să primiți mesaje și mai frumoase decât acestea. Învățați să vă iubiți, să nu vă complexați și dacă aveți pe cineva care se complexează, să le transmiteți din înțelepciunea voastră, din lecțiile voastre și să-i ajutați să se transforme, pentru că poate să fie mesajul în oglindă, evident, dacă nu voi, pot să fie ei. În primul rând, învățați voi să vă iubiți ca să puteți să transmiteți iubire, că sunteți în preajma unei relații spirituale, a unei conexiuni spirituale foarte profunde. Și posibil, pentru unii, nu pentru toți, pentru unii, doamna, partea feminină, să fie undeva, oarecum, cel puțin spiritual, cel puțin spiritual, și ca și capacități mentale, da? Mentale și de transmisie telepatice să fie un pic mai puternică, doamnă, decât domnul și eventual în acest context, pentru unii, repet, de câte ori pot, de câte ori pot, pentru unii, doamna s-ar putea să-l ajute pe domnul, partea masculină, deși și femeile pot să fie foarte masculine, dar mai ales dacă sunt conduse de Marte. În fine, să zicem persoana care este mai masculină, da? Mai puțin conectată la intuiție. Deci partea feminină sau cea care este conectată la intuiție să ajute pe cealaltă să evolueze, să se ridice. În continuare, această carte sugerează faptul că dacă sunteți conectați în 5D, teoretic ar trebui să înceapă să se manifeste relația și în 3D pentru cei care încă nu ați manifestat. Din niște motive, pentru că poate să fie și harta lor personală, da? Nu doar ceea ce citim aici în harta voastră. Și repet, de câte ori pot, dragii mei, sunteți mulți din diferite generații, diferite planete și aspecte planetare, ascendent, nodul nord, ce aveți. În principiu, cam ăsta ar fi mesajul. Pentru alții, mi-am pregătit un set de clarificare în cazul în care am nevoie și am primit un mesaj pentru unii. Sunteți voi aici, îndrăgostiți. Sau, dacă nu sunteți îndrăgostiți, deși eu cred că sunteți într-o situație cu o persoană față de care simțiți o mare atracție, dar din niște motive a trebuit să așteptați ceva. Ori nu ați comunicat, ori a trebuit să vă vindecați și în această perioadă să vă regăsiți puterea, ia uite, să se echilibreze o situație, iar trio, iar, în fine, pentru unii dintre voi. Sau să vă echilibrați financiile. Sunt multe, multe mesaje. Ideea este că o perioadă a trebuit să așteptați, am zis, din motive de comunicare, de vindecare, de probleme financiare. Într-o relație, poate chiar colaborare la locul de muncă. Îndrăgostiții pot să sugereze și o colaborare care s-a amânat din cauza lui acest mercur retrograd. Așteptăm să iasă, da? Să ieșim, să plecăm din această retrogradare. Că e mercur, este planeta voastră care vă guvernează, da? Foarte importantă pentru voi și probabil v-a afectat foarte mult. Ca și pe cei în zodia peștilor. Am senzația pentru că a fost mercur în pești, da? Am zis ce am zis până acum. În continuare, trebuie să vă detașați mental de această așteptare și eventual să construiți, cum am zis, să construiți, să vă folosiți înțelepciunea. 6 este numărul lui Venus a relațiilor. Și să eventual să începeți să gândiți frumos, să ieșiți din niște mentalități. Și să călătoriți către 4 de bâte. Care 4 de bâte poate să însemne foarte multe? Pentru unii poate să însemne casă, familie, poate unii vreți să vă cumpărați casă. Și trebuie să luați niște decizii, să semnați niște contracte și a trebuit să așteptați, că știți foarte bine că acum ascultați nu doar tarot și astrologie și diferite canale, știți că a trebuit să așteptați până să iasă Mercur din retrogradare ca să gândiți la această casă pentru unii dintre voi sau familie sau relație stabilă, pentru că deciziile nu se iau când este Mercur retrograd. În continuare, sunteți unii într-o relație cu această foarte spirituală, cum am zis mai devreme. Foarte spirituală. Da, relație spirituală. Două cărți care simbolizează flăcările gemenei.
Și nu sunt ușoare relațiile cu flacăra geamănă. Nu sunt ușoare deloc. Uneori așteptați, alteori mergeți înainte, vă detașați, vin ei, vă caută ei și tot așa. Ați citit, o să vorbim și noi peste un timp și pe acest canal despre aceste relații. Eu am ajuns la concluzia mea, voi la voastră. Există și această poveste pentru unii dintre voi. Poveste, potențial, situație. Pentru unii, pentru majoritatea, nu s-a comunicat corect la un moment dat și mai ales în ultima vreme. Din acest motiv apare și înțeleapta bufniță. Comunicarea trebuie să se facă corect. Înțelept. Aici, în continuare, aveți 7 de oglinzi, similar cu 7 de cupe, poate iar semn de apă, dar să zicem că e o confuzie creată în această retrogradare a lui Mercur în pești, semn de apă, da? Confuziile se creează când sunt planetele în retrogradare, dar confuzie care se schimbă brusc, pentru că este turnul, se schimbă brusc. Și generează un început într-o direcție la care va trebui să vă gândiți, dar după ce se Mercur din retrogradare, că acum suntem toți influențați de diferite gânduri și confuzii. Asul de spirale, similar cu asul de băte, poate să fie un început, ori o nouă fază în relația voastră, ori un nou început cu altcineva. Există și acest potențial pentru unii. Poate să fie și un proiect, vă zic, și din punct de vedere profesional, un proiect la locul de muncă. Din punct de vedere al sănătății, asul de spirale înseamnă un chef de viață, putere de a vă însănătoși, aveți energie, asimilați, eu știu, tot ce vi se dă tratamentele, asimilați foarte repede și începe și înverziți, da? Poate unii dintre voi aveți de-a face, ia ca așa, uite și cu un capricorn care arată, sau cu un berbec. Mai degrabă, da, pentru unii dintre voi. În fine, un mesaj. Haideți să amestecăm cărțile încă o dată. Ia uite, transformare. Am vorbit de transformare, Phoenix. Judecați bine ca să vă transformați, judecați, fiți înțelepți. Ce frumos se leagă, da? Să vă transformați, am vorbit de transformare la iubește. Dați-mi urmă, da? Iubește. Cine ești în acest moment? Că în momentul în care tu te iubești, te poți transforma în ceva și mai frumos. Dacă nu te iubești, evident că îți pui frână. E ca și când pleci cu mașina cu frâna trasă. Evident că nu poți să prinzi viteză. Mai strici mașina. Suntem cu toți într-o călătorie spirituală. Suntem o corabie, o corabie care, pe lângă faptul că e ghidată de ființe celeste, dar trebuie și ea să-și găsească ghidajul, da? Să fiți voi cei care vă ghidați. Ia uite ce frumos! Să fiți voi cei care vă ghidați, evident, prin intuiție, prin înțelepciune. Să ascultați ce în jurul vostru, ce vedeți, să învățați. Și atunci, judecata aceea frumoasă. Nu să judecăm pe ceilalți, să judecați corect, înțelept. Eu zic că e frumos mesajul deocamdată. Gemeni, Soarele nu a venit să ascundă în nodul nord în Gemeni pe 2020. În continuare apare turnul, situații neprevăzute, cred că și pe la Fecioară am văzut semn de pământ, poate unii aveți de-a face cu Fecioară sau cu un semn de pământ. Gemenuți, martie 2020, gemenuțe, ia să vedem. Central, artista, fiți artiști, poate aveți un artist în suflet. Și ce frumos, chiar dacă nu este o persoană cu care sunteți în relație. Vai, ce frumos mesaj îmi vine. Că suntem sub semnul peștilor. Este o perioadă mai artistică. Poate și... Nu poate, ia ce obicei mi-a făcut. Și acest Mercur retrograd ne îndeamnă la introspecție, la meditație pe unii dintre voi și la exploata și explora această zonă artistică a cuvintelor, a artei. Poate în suflet vă doriți să manifestați, că asta face regina de monede, manifestă ceea ce scrie, ceea ce pictează, ceea ce creează, șlefuiește, croșetează, nu contează ce, manifestă, da? Este fluturele, o ajută să-și transforme viața.
Poate vă gândiți unii dintre voi la sufletul vostru geamă, sufletul pereche, două flăcări. Vă gândiți la această relație și vă inspiră într-un fel. Și dacă nu este o persoană, bănuiesc că pentru ce și ce frumos ar fi. Sper să am pe canal și oameni care măcar iubesc arta. Dacă nu, vă invit eu la finisajul expoziției mele. Poate ar fi frumos să căutați un artist, o artistă care vă inspiră. Trecând peste următoarele mesaje care vor veni, păstrați-l pe acesta într-un mod special, că este central, este în sufletul vostru. S-ar putea ca urmărind-mă, nu știu, ducându-vă într-o bibliotecă și descoperind mai multe sau albume de artă, să găsiți unul care în mod special vă atrage și are niște mesaje speciale pentru sufletul vostru. Dacă nu este album de artă, asta pentru că vorbesc de pictură, de arte decorative, care sunt foarte decorative, diferite, poate să fie un volum de poezii, că sunteți cu semne mentale. Trebuie să vă exprimați și prin cuvinte. Cineva, într-un fel sau altul, vă inspiră, am vorbit și mai devreme de inspirație. Nu e obligatoriu, posibil pentru unii să fie semn de pământ sau cu planete acolo, da? Sau care are o activitate de genul ăsta. Și e destul de evoluată pentru că e regină, da? Poate să fie și rege, evident. Ce provoacă această artistă, această regină de monede este provocată, că sunteți voi chiar cineva, de 5 de manuscrise, semn de aer, de voi teoretic ar trebui să fie. Voi care vreți să vă eliberați. Pentru unii, ca să vorbiți de varianta clasică a tarotului, regina de monede simbolizează soțul sau soția, varianta feminină a lui sau a ei. Probabil că aveți niște discuții acasă, v-ați dori să vă eliberați din niște motive sau ca să ajungeți, ce frumos ar fi să luați acest mesaj, că întotdeauna există variante și în planete și în astrologie, sunt variante negative și pozitive. Vă rog, învățați să luați, să ascultați în mod deosebit pe cele pozitive și să le manifestați pe cele deosebite. Dacă cele pozitive, dacă vă gândiți doar la cele negative, asta veți atrage. Am zis, poate vă doriți să vă eliberați, să faceți eliberări și e bine că tot se apropie luna plină. Poate aveți niște contracte, unii dintre voi am vorbit de contracte mai devreme, de care trebuie să vă eliberați, da? Vedem. În trecutul îndepărtat, ce poate fi îndepărtat? Voi știți mai bine, 10 de spirale. Responsabilități. Cu o fi semn de foc, variază. Posibil că la un moment dat o căsătorie, asta pentru mine simbolizează o căsătorie sau un contract sau un loc de muncă în care sunteți epuizați. Voi sau ei. Oricum, cineva este la o intersecție și a trebuit să aleagă. Frumos ar fi să mai faceți niște eliberări pentru că durează. Nu se rezolvă totul așa de ușor cum uneori avem noi impresia. Zice de spirale. Poate ați avut de-a face și cu un săgetător sau cineva cu planete în săgetător. Asta pentru că văd centaurul. Trecutul apropiat, 4 de cupe. Păi după 3 de cupe și 3 de spade, evident să fiți supărați. Voi sau ei. Cineva e supărat. E o stare de tristețe. Vă aduceți aminte cu Mercur retrograd, evident că îți aduce aminte de supărări și nu te gândești la viitor, că na, nici n-ai cum când e retrograd. Am zis că a apărut 3 de cupe mai devreme, în timp ce am amestecat aceste de cărți, iar 3 peștișori, al patrulea nu-l mai vedeți. Ba, chiar sunt mai mult, 5, 6, 7, 8. Deci în moment... sau în ultima vreme, nu știu dacă în acest moment vedem ce se întâmplă în prezent, în ultima vreme n-ați putut să vă detașați emoțional, ați fost supărați, v-ați gândit la niște, haideți să nu vorbim doar de triouri, niște proiecții emoționale pe care, eu știu, poate cineva a proiectat pe voi ceva, niște speranțe și nu le-ați împlinit aceste proiecte. Se vede? Poate voi ați proiectat emoțional ceva. Pe... în ce sens ați proiectat? Adică v-ați făcut iluzii în sensul ăsta. Ați sperat fără să cunoașteți persoana sau situația. Așa facem proiecțiile, da?
Nu neapărat că proiectați ceva, că faceți vreo chestie nasoală, Doamne ferește, nu vă gândiți la așa ceva. Nu, nu, nici nu promovez așa ceva pe canalul meu. Nu, când zic proiecții, mă gândesc că oamenii au așteptări de la noi și nici măcar nu încearcă să ne cunoască adevăratul potențial sau adevăratele dorințe. Ne doresc într-un fel. Pe mine mai că m-am adorit doctoriță, am ieșit artistă. Asta e, am dezamăgit-o. Da, asta înseamnă proiecții. Oricineva e dezamăgit din cauza voastră, ori voi, sau dacă nu e niciuna, nici asta, e o stare de tristețe emoțională, dintr-un motiv. Și din acest motiv vă doriți niște eliberări de contracte, contracte spirituale, da? Relații, că astea sunt relațiile pe care le experimentăm, karmice, darmice, twin flame, flăcări gemene, toate sunt contracte. Și avem nevoie, aveți nevoie să ne eliberăm măcar de o parte din ele, măcar de cele care nu ne ajută să creștem, nu vă ajută. În viitor, ah, ce frumos, ce zodia mai a avut Gaia, împărăteasa, viitor apropiat, a avut, nu știu cine, ce zodia a avut. Deci în martie, după ce iese Mercur din retrogradare, că tot apare și 4, da? A apărut. Bucurie! Poate aveți un berbec sau pe cineva pe care vă, nu știu, pe care sărbătoriți într-un fel și vă simțiți bine, da? Că asta înseamnă 4 de bute, poate să însemne și o întâlnire cu prietenii, ziua cuiva la care vă duceți și vă simțiți bine. Simțiți că înfloriți, că vine primăvara și că ieșiți din starea aceasta de retrogradare și alte chestii. Ca aia, ce frumos. Viitorul, probabil că va dura și în viitor. În prezent, aveți puterea. Am zis, ați trecut prin multe responsabilități, tristețuri. Le-am zis și mai devreme, dați în urmă, dacă vreți să reascultați tot ce am zis. Niște conflicte, că asta înseamnă de obicei 5 de spade, înseamnă conflicte, contracte care nu v-au satisfăcut, oameni care nu s-au ținut de cuvânt, da? Poate și parteneri, dacă nu sunt oameni. În fine. Ideea este că vă doriți această eliberare. Gata, rupeți. Rupeți cu trecutul pentru că vreți și ce frumos ar fi. Ia ce frumos se leagă. Ah, ce frumos se leagă, ce frumos se leagă. Da? Artista, manifestă. Ia uitați ce frumos. Natura, aici este Gaia, manifestați. Deci în momentul în care voi creați, dragii mei, este minunat. Orice meserie ați avea, să aveți un hobby creativ. În care voi să puneți acolo ceva, v-am zis, poezie, artă, nu știu, ceva. Și să reparați mașini, să inventați mașini, nu contează ce. Manifestați, creați ceva și se manifestă. Da? Regina de monede pictează. Eu știu sigur ce am făcut în lucrările mele și odată poate să vorbesc și despre chestia asta. Lucrează. Poate încă mai plouă, încă mai iarnă, încă lucrurile nu merg. Ceea ce dorește să trăiască, să trăiască undeva la marginea unui lac, a unei mări, da? Să aibă o grădină frumoasă, să se plimbe prin grădină cu persoana iubită, da? Și, la un moment dat, măcar spre sfârșitul lui martie, poate chiar și aprilie, da? Începe să se manifeste ceea ce creează. Dar pentru asta nu doar trebuie să creeze, dragii mei. Trebuie să se și elibereze, să rupă contractele. Altfel nu puteți să vă eliberați și de responsabilitățile care vă îngreunează evoluția, drumul. Să alegeți drumul. În prezent am zis că aveți putere. Poate unii aveți, este 11, poate aveți de-a face pentru că e un 4 de cupe și cu un scorpion unii dintre voi. Poate dacă nu e scorpion, poate să fie pește. Cupă, vedem ce mai apare, am vorbit de apă și mai devreme, trecem peste asta, aveți puterea să rezistați, pentru că, ce frumos, sunt două cărți, vai, vedeți? În ambele, dragii mei, să vă pun și degetul de vrăjitoare, ia. În ambele sunt două flăcări gemene, două flăcări, da? Aveți puterea, rezistați pentru că sunteți în preajma unei relații, a unei energii. Pentru unii nu s-a materializat, se materializează în timp, vă zic, nu e doar în funcție de voi, în funcție și de ei. Nu uitați de chestia asta, este în funcție și de ei cât au lucrat.
aveți puterea să vă transformați, da, cu acest craniu, am vorbit iar de transformare, trebuie doar să vă iubiți și să înțelegeți. 2020, suntem într-o călătorie spirituală, separat și împreună. Depinde pe cine alegeți în această călătorie. Vă ajută, da, pe corabie sau vă îngreunează drumul? Da. Aveți grijă pe cine lăsați în preajma voastră în această călătorie, în această transformare. Și am zis în viitor, împărăteasa. Eu zic că sunteți voi. Evident că puteți să aveți de-a face cu cineva născut în martie, da? Poate să fie și taur, poate să fie și balanță, că avem și semn de aer, am văzut mai devreme și balanță, da? La un moment dat și cu 6 de monede și cu semn de aer și aici și aici. Voi sunteți semn de aer iar. Variază. De la unul la altul, nu mă pune să vă dau scenarii fixe, că nu-mi place. Nu-mi place. Nu de alta, dar nu vreau să vă manifest eu viața. Vă manifestați voi, vă luați ce înțeles vreți și pe acela manifestați. Sfatul, vai, vai, vai. Și dați-mi voie să mă vaid, că mie așa îmi place să mă minunez la fiecare, nu știu, mesaj divin. Aveți temperanța. Floarea soarelui. Ce frumos! Ce frumos! Iar peștișor pentru unii dintre voi. Mesajul vine acum cu soare în pești. Am vorbit de pești mai devreme. Mesajul vine ca să vă aduceți aminte că trebuie să vă transformați și în primul rând să vă echilibrați și emoțional. Chiar dacă sunteți semne de aer, aveți nevoie de emoții. Trebuie să le recunoașteți. Și dacă vă tulbură la un moment dat faptul că aveți emoții pe unii dintre voi sau pe ei, depinde cine sunt, dacă sunt semne de aer mai puțin emoționale, că am zis că sunt unele semne de aer foarte emoționale. Așa, trec peste acest mic detaliu. Sunteți sfătuiți să vă temperați, să aveți răbdare, că asta înseamnă temperanța, să aveți răbdare. Faceți eliberări, dragii mei, faceți eliberări de mai multe ori, pentru că nu este suficient o singură dată sau o singură lună. Pentru că noi în timp am strâns multe greutăți. Multe supărări, da? Multe dezamăgiri am strâns. Și atunci pentru ele ne trebuie răbdare. Și în continuare eliberări și manifestări. Ca să apară gaia și să dureze, adică să țină această... Nu să treacă. Nu să dureze un sezon, nu să dureze un an, să dureze această energie de acum încolo. Voi să deveniți această gaia. Da? Să creșteți continuu, continuu, continuu. Voi sau altcineva. Dacă vreți să vă gândiți la zodie, treaba voastră, frumos este să ne gândim și la ce avem noi de făcut, ce aveți voi în mod special. Temperanța, răbdare. Exterior, 2 de... monede, 2 de pietre. Un semn de pământ. Posibil. Încearcă să ajungă înspre voi, dar are de luat o decizie, are iar de echilibrat. Am vorbit de echilibrat mai devreme. Trebuie să echilibreze ceva. Să-și echilibreze viața, că altfel riscă. Ia uite, pe marginea prăpăstiei. Până vine la voi, trebuie să-și aleagă pașii. Eventual este un semn de pământ care trebuie să iasă din hibernare ca să-și exprime emoțiile și gândurile față de voi, posibil și acest lucru. Sau pur și simplu, cineva, nu e obligatoriu să fie semn de pământ, încă este între două situații. Și nu sunt foarte confortabile, stânca aceasta este destul de strâmtă. Și între ele mai este și o râpă. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Oricine ar fi. E o persoană cu potențial, este un urs, da? Urs, ursoaică, cu mare forță, intuiție, forță fizică, dar e într-o situație. De ce vă este teamă de doi, alt doi? Doi de spirale. Eventual, pentru cei care ați fost în triouri, că sunteți între două. Două locșoare. Două cuibușoare. Dar doi de spirale înseamnă și nevoia de a planifica, de a face afirmații, cum am zis, trebuie să vă eliberați, dar după aceea trebuie să faceți afirmații, să vedeți, în primul rând trebuie să vedeți ca să creați.
Este canvasul gol, este hârtia goală. Trebuie mai întâi să aveți viziune. Asta face doi de spirale. Mai întâi are viziune. Vă este teamă că n-aveți viziune. Cu răbdare, calm, calm down, calmați-vă. Aveți răbdare cu voi înși vă, iubiți-vă ceea ce sunteți, cum a zis mai devreme. Da? Iubiți ceea ce sunteți. Răbdare față de voi, în primul rând, și față de ei, și față de situațiile prin care treceți, putere. Și nu trebuie să vă fie frică de acest moment. Așteptăm să treacă și Mercur. Mercurul retrograd și după aceea veți alege. Nu acum. De-aia vă este teamă. Că nu veți alege. Nu vă veți plănui corect. Nu e doar o teamă. Ah, ce frumos! Regina de spirală. Ce-mi place setul ăsta. Îmi place din ce în ce mai mult. S-ar putea să-l mai folosesc. Regina de spirală e o muză. Am vorbit că cineva vă inspiră. Am vorbit că cineva vă inspiră. Pentru unii poate să fie cineva cu planete în semn de pământ, pentru că văd căprioara. Și căprioara este un spirit al pădurii. Dacă nu, dacă e doar o persoană cu planete în semne de foc. O persoană pasională. Nu doar că e artist și manifest, dar și inspiră. Ceea ce face, inspiră. Posibil vă doriți să deveniți voi, și frumos ar fi să luați și acest mesaj, să deveniți voi această energie, sau vă doriți, în preajma acestei persoane, să preluați ceva din energia lor. Am vorbit mai devreme, când am vorbit de builder și de leadership, da? Dați în urmă, la începutul etalării eventual. Muza își ascultă îngerii și comunică. Și nu doar comunică, și acționează. Și acționează. Că asta face orice planetă de spirale sau de băte. Acționează cu pasiune. Pasiune. Persoană delicată, de altfel. Finuță, bărbat, femeie, nu contează. Dar conectată la energia feminină. Chiar dacă e bărbat, poate să fie conectat la această energie feminină. Ce frumos! Un nou început, să zicem. Și dacă nu e nou început, aveți mintea clară. La sfârșitul lunii cam toți avem. Doamne ajută! Asul de spade, de manuscrise, de spade, de voi. Voi sunteți aici. Sau alt semn de aer, dacă l-așteptați, dacă așteptați o balanță, poate să fie și o balanță. Depinde. De la unii la alții. Că această grea poate să fie și Taur, poate să fie și cineva născut în martie, sau am zis, poate să fie pur și simplu creșterea voastră. Și așa ar fi frumos. Abundență. Că ați avut răbdare, ați avut putere. Trecând peste toate aceste mesaje pe care vi le transmit, asul de manuscris înseamnă ce frumos. Că faceți eliberări, dar începe să și scrieți ceea ce vă doriți undeva. Să scrieți și se leagă oarecum și cu artista și cu muza. Cineva vă inspiră. Sper să fiu eu! Ei, glumesc. Oricum, aceste etalări teoretic ar trebui să vă inspire. Măcar o parte din ele. Măcar mesajele bune, cum am zis. Fiți înțelepți. Nu uităm și această carte. Construiți-vă. Creați-vă. Construiți-vă, da, creați-vă. Dar alegeți-vă oameni inspiranți. Nu stați în aceste conflicte, în aceste energii negative. Am zis, eliberați-vă și începe să scrieți. Eventual, după ce scrieți și creați, într-un fel sau altul, și cu răbdare, cu răbdare, se și manifestă abundența, bucuria, tot ce e mai frumos. Asul de manuscrise. Două chei, două inimi, două uși. Se unesc. Apropo de casă, poate unii manifestați și o casă sau începe să manifestați o casă într-un fel sau altul. La un moment dat pot să fie cheile de la casă. Casa veche și casa nouă. O perioadă sau pur și simplu.
Cheile voastre și ale lor, de la aceeași casă, de la aceeași casă, asta în cazul în care aveți un partener, parteneră. 3 de spirală, iar de spirale, iar vedeți că asta face, așteptați un pic, vedeți în viitor, sperați și aici sunteți voi, regele de spade, iar. Poate un asem de aer care vă așteaptă, posibil, sau pe care îl sperați, posibil și asta, pentru unii dintre voi. Dar am zis că manifestați fiecare în felul lui, și dar și prin cuvinte și prin fapte practice și prin acțiuni. La capătul. Ah, ce frumos! Am zis că sunteți într-o legătură spirituală foarte profundă, unii dintre voi, dar profundă. Împăratul, împăratul și împărăteasa, martie-aprilie, se schimbă norocul. Partenerul vostru ideal, partenerul vostru perfect, bărbat, femeie. Poate să fie taur, am zis, că apar două cărți care simbolizează taurul. Poate să fie berbec, că tot apare și muza și regina de spirale. Poate să fie orice altă zodie, că orice altă zodie poate să fie împărat, bărbat sau femeie. Da? Asta ca să nu vă mai blocați. Dacă în acest moment sunt cuiburile goale, la un moment dat, deja faceți casă și vă bucurați de abundență. Da? Asta înseamnă ouțele. Da, aici e porumbelul și aici sunt ouțele. Vă bucurați de abundență pentru că cineva asigură stabilitate. Se schimbă roata norocului. Și aveți victorie. Ah, ce etalare frumoasă. 6, da, 6 de spirale. După o perioadă, iar apare bufnița de așteptări. Asta e similar cu spânzuratul, cu această perioadă a lui Mercur retrograd în pești, că semnul peștilor. De obicei, spânzuratul face sacrificii. E casa a 12 a necunoscutului, foarte asemănătoare cu Mercur retrograd. Și iar, ce frumos, înțelepciune, așteptările sunt necesare uneori. Dragii mei, cam aceasta este etalarea, vă pup, vă doresc. Ah, ce mult am vorbit. Pace, dragoste și numai bine, numai bine. Ceau, ceau!